Iuca de obicei infuziez dimineața ca să-l beau interior și îmi las și o doză pentru. Salut, dragii mei și dragile mele! Dacă sunteți pentru prima dată la canal, vă mulțumesc pentru că accesați și urmăriți acest canal pentru persoane 35 de ani care vor să înainteze în vârstă frumos și elegant, frumos din interior și din exterior. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Astăzi un filmuleț foarte, foarte cerut și desigur de ce? Cearcănele sunt și la copii, și la tineri, și la maturi, mai ales în perioada caniculară, când avem reținere de apă și la picioare, și în burtă, și la mâini, și la față, și sub ploape. Și vreau să vă povestesc și să vă arăt, povestesc și să vă arăt ce fac eu în timp de o zi pentru a-mi menține vederea, pentru a-mi hidrata ochiul, pentru a-mi lupta și a preveni cu ridurile din zona aceasta, fiindcă zona ochilor este foarte sensibilă, este foarte delicată și cere îngrijire, fiindcă noi muncim mult, clipim mult, privim mult televizorul, obosim, ochiul ne se usucă și merită ca să tragem atenție. Canal este un playlist doar în ce privesc cearcănele. O să vi-l atașez în descriere. Dar vreau să fac așa ca o totalizare. Ce fac eu într-o zi? Ce instrumente am pentru aceasta? În primul rând, când mă scol dimineața, îmi infuziez plante de care o să am nevoie în timpul zilei. Poate un ceai, chiar dimineața, că o să-l beau și să-mi fie și pentru hidratarea ochilor, ca de exemplu socul, care ați mai văzut în filmuleț, planta aceasta delicioasă, care ne ajută, are un efect diuretic și ne ajută și în cosmetologie. Am infuziat, mi-am pregătit, dacă nu am în frigider infuzia pregătită, îmi pregătesc infuzie ori de mușețel, ori de soc, ori de ceai, o infuzie foarte slabă. Deci, pentru spălatul ochilor am, iată așa, păhăruțe. Am așa un păhăruț micuț unde îmi bag ochiul și îl spăl. Uneori îmi vine pofta să, așa cum, dintr-un pahar de cristal. Nu am problem. Puteți să luați orice vas care vine, vă convine. Cândva mă foloseam și de menzurca aceasta. Puteți să vă folosiți de, alegeți vasul vostru preferat, care să fie pentru ochișorii voștri, fie respecta regulile igienice. Sensibilizez receptorii, alterând diferite metode și chiar și diferite vase, fiindcă acesta e un vas mai mare, mi încape ochiul tot, aici e mai micuț, ăsta nu prea-l folosesc, îl foloseam, acum nu-l folosesc. Spălat ochiul, globul ocular, eu zic, fiindcă globul ocular este apă, 80%, colagen, acid hialuronic și are nevoie de hidratare. După aceasta, am instrumentele mele preferate, care le-ați mai văzut în filmuleț, pentru masajul cu lingurile, sunt lingurile. Lingurile care chiar acum le-am scos din frigider, că ele stau permanent acolo și sunt foarte, foarte reci. Uneori când le scot din frigider, chiar sunt, este aici promoroacă, dar nu am problem, nicio problemă. Îmi aplic, le folosesc pentru trezirea ochilor. E de dorit ca dacă folosiți cuburi de gheață sau iată eu lingurile acestea de metal, următorul instrument sunt mânuțele cu care aplic un gel care conține aloe și acid hialuronic, procurat de la farmacie, producător Rusia. Am aplicat gelul,
aplic pe toată suprafața ochiului, pleoapa superioară și inferioară, și efectuez un masaj ușurel, bine, 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 chiar toată zona și cu ochii deschiși și genele, și tapotez. Activităților, îmi scot machiajul și îmi aplic ulei complex cu vitamine și efectuez un masaj. După, iată acum ceva nou, locuiam în Rusia, când practicam pediatria, aveam o mămică unui copil, de câte ori mergeam la chemare, ea își aplica în jurul pleoapelor, ea își aplica sub pleoape lavaș. Eu pe timpul acela eram tânără, după universitate, 23 de ani, și nu aveam necesitatea să-mi aplic ceva sub pleoape. Zoia, noi spuneam, fiind mai în vârstă, după 35 de ani, ea avea foarte, foarte mare grijă de sine. Și eu întrebam, Zoia, ce atâta? Dar ea îmi zice, oi, ăti dieții mișaiu dăjiți. Copiii încurcau să trăiască, fiindcă ea nu dormea nopțile, copiii bolnavi, și ea se avea cearcăne, o deranja ridurile, fiindcă noi locuiam într-un orășel militar și toate soțiile de militar se străduiau să arăte la patru ace. Și iată cum mi-am adus aminte de Zoia, de folosirea lavă. Efectul e super și contemporane, în majoritatea cremelor sub pleoape se conțin proteine, proteine de grâu, proteine de ovăz, un lifting foarte, foarte puternic. Cu o oră înainte de culcare îmi aplic o mască în jurul ochilor de la Julien Armand, o mască lifting. O las să acționeze 10 minute, apoi o spăl cu infuzie de mușețel, de ceai, de soc și mi-aplic un sir cu acid hialuronic de la Academie Scientifique de Beauté pentru a menține starea hidratată în jurul ochilor pe timp de noapte și de Beauté. Aplic sirul și minuțios, la fel de 10 minute, îmi efectuez masaj în jurul pleoapelor. O să vă las link-ul în descriere cu masajul duios în jurul pleoapelor. Și când mă culc, îmi aplic masculița cu turmalină. Turmalina este piatra divină care își păstrează energia, creează un câmp magnetic și raze infraroșii la suprafața pielii. Îmbunătățește circulația sângelui, relaxează, stimulează procesele metabolice în țesuturi, relaxează mușchii, relaxează nervul facial și atunci cu duioșie am un somn liniștit și calm. Sper că sfaturile mele să vă motiveze, să vă placă și vă rog să scrieți în comentarii ce voi faceți, ce rutină aveți de zi pentru îngrijirea pleoapelor. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez, să aveți lumină în ochi și în inimile voastre, cu drag de voi, la